Bună seara! Numele meu este Gabriel Lazar și numele companiei Ascendia. Vă urez bine ați venit la o nouă întâlnire de marți cu Livresc. O zi caldă, cel puțin aici în București, chiar fierbinte, aș putea spune. Subiectul pe care l-am ales pentru această seară nu este neapărat unul fierbinte, dar este unul foarte important. Mi-am propus astăzi să vorbesc din nou despre chestionarele din Livresc din două motive. Un motiv este acela că resursa de tip chestionar este o componentă extrem de importantă a oricărei lecții. Nu putem, practic, să spunem că avem o lecție și fără o componentă de evaluare, fără chestionare. Iar pe de altă parte, este vorba despre o schimbare a interfeței, iar această schimbare a interfeței poate să ducă cumva și la niște mici probleme, fiindcă dacă cineva se duce acum pe internet să vadă cum arată interfața, se duce pe YouTube să uite în tutoriale, o să vadă totul altceva decât este în platformă. Deja am primit întrebări legate de acest lucru, așa că am considerat necesar să facem această discuție. Îmi cer scuze doar o secundă. Văd că pe Facebook lucrurile nu merg bine. Așa că o să mai încerc încă o dată să intru acolo. Dacă îmi dați voie, imediat ar trebui să dureze puțin, numai să funcționeze. Mie mi-apare că este transmis, dar acum este din nou transmis. Nu știu ce s-a întâmplat, sper să meargă în continuare. Ok, îi dăm din nou share. Și sperăm ca lucrurile să fie bune din nou. Bun, vă spuneam că această schimbare de față, dacă vreți, de interfață pentru chestionare, poate să perturbe un pic utilizatorii, pe cei mai puțin experimentați, fiindcă sunt convins că pentru cei mai vechi nu ar trebui să fie o problemă deosebită. Astfel de schimbări or să mai apară nu numai pentru chestionare, dar ele sunt absolut necesare în continuare, dat fiind faptul că trebuie să avem în permanență un produs actualizat, și această actualizare este legată, pe de o parte, de conținut, iar pe de altă parte este legată de design, de interfață, de user experience și așa mai departe. Haideți să vedem cam despre ce este vorba în această schimbare. O să creez o secțiune nouă, iar în această secțiune o să introduc, așa cum am spus, chestionarul. Am primit o serie de întrebări de la utilizatori legate de aceste chestionare. Eu am să încerc pe cât posibil să răspund în timpul prezentării și la aceste întrebări. Evident, dacă aveți întrebări, oricând aveți, puteți să-mi spuneți. Eu o să încerc să vă răspund pe cât posibil în timp real. Dacă nu, la sfârșit, vedem. Puteți să le scrieți și în chat, puteți să mi le puneți și direct. O să pregătesc și lista de participanți aici ca să pot să văd cine întreabă dacă sunt astfel de întrebări. La prima vedere nu avem niciun fel de schimbări. Vedeți
cum arată chestionarul. Schimbările se văd, în schimb, în momentul în care intrăm în modul de editare. Interfața este mai prietenoasă, este mai frumos realizată, să spunem așa, este mai stilizată un pic. Și, foarte important, am căutat să comprimăm cumva o serie întreagă de elemente, dat fiind faptul că resursa chestionar este o resursă destul de complexă. Este o resursă care are multe opțiuni, foarte multe opțiuni. Și am încercat să adunăm aceste opțiuni în diferite, sub diferite butoane. O primă schimbare o putem vedea încă de la tipul de întrebare, fiindcă dacă vă uitați aici, a dispărut întrebarea cu o singură variantă de răspuns corectă. De fapt, nu ar dispărut, ci am comprimat două tipuri de întrebări, cu cele cu mai multe variante de răspuns, cu răspunsul multiple și varianta de răspuns cu o singură variantă corectă. Și interfața grafică s-a modificat. Observați că în momentul în care am întrebarea cu un singur răspuns corect, aceste casete din fața opțiunilor de răspuns sunt rotunde. În momentul în care avem mai multe variante de răspuns, acestea sunt de formă pătrată, așa cum apar și în interfață, de altfel. Nu știu de ce sunt probleme cu Facebook-ul. Ar fi trebuit să meargă. Merge și nu-mi dau seama ce are, doar o secundă să încerc să îi mai dau o dată drumul, să-i dau un stop și după aceea să-i dau din nou live on Facebook. Sper ca de data aceasta să funcționeze. Da, aparent de data aceasta merge, nu ne-a mai dat un mesaj de eroare. Să revenim la editorul nostru. Bun. După cum vă spuneam, cele două tipuri de întrebări sunt legate acum într-una singură și trecerea se face foarte ușor cu ajutorul acestui buton. Răspunsuri simple, răspunsuri multiple. În rest, elementele sunt cele pe care le cunoașteți. Scrie o întrebare sau o cerință. Îmi cer scuze de la cei care sunt mai avansați. Sunt foarte multe întrebări de la persoane care sunt nou venite în familia aceasta livresc și nu cunosc foarte multe despre chestionare. Practic, avem posibilitatea de a scrie întrebarea. Întrebarea este. După care scriem variantele de răspuns. Varianta 1, varianta 2. Dacă doresc să adaug opțiuni de răspuns variante, avem butonul de adăugare și îi dau și varianta 3. Și bineînțeles pot să adaug și varianta 4 ca să fie mai amplu. Și avem cele patru variante. În momentul acesta avem considerată corectă doar varianta 1. Fiind o întrebare cu răspunsuri multiple, eu pot să bifez oricare dintre variante ca fiind varianta corectă. În cazul acesta am selectat patru variante. Dacă e să mergem să vedem cum arată întrebarea și răspunsurile, acum
În momentul în care le bifezi, dat fiind faptul că scopul, așa cum vedem aici în partea dreaptă, este învățare, avem varianta A. 1, varianta 2 este greșită, varianta 3 este corectă, varianta 4 de asemenea este corectă. În situația în care trec pe o singură variantă de răspuns, una singură rămâne bifată și modificând opțiunea de variantă corectă, bineînțeles că toate celelalte se debifează. Nu pot avea decât o singură variantă corectă. Atunci când mergem în zona de feedback, aici putem să adăugăm un feedback. Sunt iarăși întrebări în legătură cu acest feedback, ce este și ce reprezintă. Acest feedback apare după selectarea întrebării și acest feedback poate să fie legat sau să dea o îndrumare cursantului, poate să îi spună acestuia ceva legat de ce se întâmplă în zona respectivă. De exemplu, eu aș putea aici să spun bravo, fiindcă a răspuns corect, este varianta corectă. Sau, pentru o variantă incorrectă, să spun nu este varianta corectă, deoarece, nu știu, oricare variantă este utilă ca să îndrum elevul și în modul acesta. Dacă mă duc acum în modul de vizualizare, în momentul în care dau varianta 3, observați că lângă variantă mi-a apărut un semn întrebării și aici o să-mi apară textul. Nu este variantă corectă, deoarece la varianta 2 nu am dat niciun feedback și de aceea nu mi-apare acel semn întrebării. La varianta 4 îmi apare feedback-ul corespunzător răspunsului corect. Bun, revenim. Avem posibilitatea să duplicăm această întrebare. Dacă dau click pe duplicare, bineînțeles că o să-mi apară o a doua întrebare identică cu prima sau, bineînțeles, am posibilitatea să șterg. Dacă vreau să păstrez curățenie aici cumva în zona de lucru, am posibilitatea să micșorez dimensiunea întrebării și în felul acesta pot să mă uit mai atent la ce se întâmplă cu celelalte întrebări. În sfârșit, mai avem butonul de setări, în care putem să afișăm întrebarea sau cerința sau să nu o afișăm. Și atunci o să-mi apară doar variantele. Și mai avem și opțiunea de a amesteca ordinea opțiunilor. Această funcție de amestecare a ordinei opțiunilor înseamnă că de fiecare dată când întrebarea este afișată, cele patru variante pe care eu le am aici o să apară într-o altă ordine. În momentul în care mă duc acum să văd, observați, am varianta 4, varianta 2, varianta 1, varianta 3. Mă duc din nou, acum am varianta 3, 2, 4, 1. De fiecare dată apar într-o altă ordine. Sunt situații în care este utilă o astfel de reașezare sau de distribuire aleatoare a variantelor de răspuns. Haideți să vedem și celelalte întrebări pe care mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți. Avem întrebarea cu tragere și plasare. Este o întrebare mai tehnică. Este o întrebare mai tehnică datorită faptului că folosește o anumită sintaxă. Dacă această sintaxă nu este folosită corect, atunci întrebarea nu este afișată cum trebuie. Despre ce este vorba? În cazul acesta, variantele pe care le avem aici sunt variante pe care le putem găsi undeva în enunțul pe care îl avem pe prima poziție. Avem acest tip de chestionar, tragere și plasare, îmi permite ca variantele să le iau și să le plasez pe niște poziții predefinite, unde
ele se potrivesc. De exemplu, aici este practic cerința. Plasează fiecare valoare în poziția corectă. Îi spun cursantului ce are de făcut, după care mă gândesc, de exemplu, poate să fie un text, poate să fie o listă, poate să fie un tabel în care am niște zone, orice putem să punem aici. De asemenea, variantele pot fi cuvinte, pot fi fraze, pot fi numere, pot fi imagini. În cazul ăsta o să spun, de exemplu, că temperatura de topire a gheții este, iar elevul să trebuiască să-mi spună care este aici, virgulă, iar temperatura de fierbere a apei este varianta 2. Asta înseamnă că vor fi două variante. Obligatoriu, dacă aici între acolo de am 1, ce pun la varianta 1 trebuie să fie răspunsul corect. Și o să pun aici 0. O să scriu grade ca să nu mai stau acum să caut simbolul. La varianta 2, la fel, o să pun 100 de grade. La varianta 3, de data aceasta, o să șterg feedback-ul, fiindcă acesta nu mai este necesar. O să vedem că aici avem mai multe posibilități. Le mai pot pune, pot să-i pun, de exemplu, 200 de grade. Sau varianta 4, minus 10 grade. În felul acesta, am mai multe variante. O să șterg întrebarea de aici ca să putem vedea mai ușor, sau și mai bine o să o mut, vă arăt cu ocazia aceasta și cum putem proceda, cum putem să mutăm întrebările. Și dacă mă duc acum să văd cum arată, observați textul pe care l-am scris. În locul acoladelor apar cele două casete în care trebuie să plasez elementele. Și acum am 0, 100, 200, minus 10. Dacă încerc să pun o variantă greșită, fiind modul învățare, atunci e clar că răspunsul acela nu este corect. Dacă pun varianta corectă, pot să trec acum mai departe la întrebarea de mai devreme. Da? Bun. Această opțiune este nefolosită. Observați că sunt avertizat. Eu am pus în mod conștient niște variante greșite aici, pentru că elevul să trebuiască să aleagă, să aibă ce să aleagă. Dacă erau doar 0 și 100, era mult prea simplu. Dar sunt avertizat ca nu cumva să fi făcut lucrul acesta dintr-o eroare. Da? Aceasta este varianta cu tragere și plasare. O să-i fac din nou o duplicare. Și o să ne uităm la partea cu selectare din listă. Aici este foarte, foarte simplă. Plasează fiecare valoare în poziția corectă. De data aceasta, pentru pozițiile 1, respectiv 2, la fel este o întrebare tehnică ce necesită folosirea unei sintaxe. 1 se referă la lista 1 pe care o avem aici. 2 se referă la o listă 2 de variante. Eu aveam 4 răspunsuri, nu am mai multe liste aici. Nu are sens că nu am ce să fac cu listele respective, chiar ar fi nefolosite. Iar aici n-am decât să scriu variantele de răspuns. 0 grade, pun 100 grade și mai dau o opțiune și mai scriu și
10 grade, să fie 3, nu de altceva. O să fac o duplicare, fiindcă vreau să păstrez lista și pentru a doua variantă, numai că pe a doua poziție nu mai este acea variantă corectă, 0 grade, ci varianta corectă este de 100 de grade. Și am acum o întrebare cu selectare din listă. Haideți să o vedem și pe aceasta cum arată. Vedem textul și în locul casetelor de mai devreme, de data aceasta avem acele liste derulante în care eu am posibilitatea să-mi aleg varianta, am indicație că este greșit, varianta corectă și aceasta e corectă și pot să merg mai departe. Am văzut întrebarea cu selectare din listă. Bun, haideți să mergem mai departe. O să-i fac o duplicare din nou. Nu de alta, dar vreau să le păstrez pe toate. Acum avem ordonare de elemente. Aici, la ordonarea de elemente, înainte de a trece la ordonarea de elemente, să ne uităm un pic în zona de setări. Vedem că și aici aveam posibilitatea să amestec opțiunile. Opțiunile se amestecă în interiorul fiecarei liste. Aici, însă, la tragere și plasare, avem mai multe opțiuni. În afară de amestecarea ordinii opțiunilor, avem opțiunea de plasare a acestora. Ele se plasează în mod implicit dedesubt, deasupra, în dreapta, în stânga. Vedem fiecare unde dorește să placeze aceste opțiuni. Putem să le mutăm oriunde. Și mai avem posibilitatea și de afișare secvențială. Ce înseamnă afișare secvențială? Haideți să vă arăt și ce înseamnă afișarea secvențială. E o opțiune care a fost folosită mai rar. O să micșorez aceste două ca să pot să o aduc pe cea cu tragere și plasare pe prima poziție din nou. Da, deci avem opțiunile respective. Ca idee, această afișare secvențială este utilă doar în situația în care numărul de variante oferite este egal cu numărul de variante corecte. Eu am să las așa ca să vedeți de ce este necesar, fiindcă în momentul acesta, dacă mă duc aici, am varianta 100 de grade. Varianta 100 de grade o iau și o pun. Observați că nu mai sunt toate cele patru variante. Afișarea secvențială înseamnă că fiecare variantă o să-mi apară pe rând. Ei, am avut noroc că mi-a apărut varianta de 0 grade. Dacă însă mi-a apărea aici varianta de 200 de grade, eu nu puteam să o pun pe poziția de acolo, fiindcă nu era corect. Nu puteam să merg mai departe, să-mi afișeze următoarea variantă și atunci întrebarea, chestionul se bloca. Da? Haideți să văd poate a doua oară când dă, ca să vă și arăt. 100, iată, am 200 de grade, este varianta greșită. N-am ce să fac mai departe. O iau de acolo, nu este bună, nu îmi dă altă variantă. Da? Iată o posibilitate de a bloca, practic, o lecție dacă acest chestionar nu este folosit corect. Dacă însă șterg celelalte două opțiuni, încă o dată, dacă avem această afișare secvențială pusă obligatoriu, trebuie ca numărul de variante corecte indicate să fie egal cu numărul de variante corecte. Pot să am un text în care să am, nu știu, 8, 9, 10 astfel de opțiuni. De foarte multe ori, un astfel de chestionar se poate completa prin eliminare. Adică văd prima cam unde s-ar potrivi aici, la următoarea aici și așa mai departe. Așa, dacă îi dau afișare secvențială, elevul trebuie să placeze întrebarea respectivă undeva. Și atunci nu mai am o problemă cu faptul că nu gândește unde ar trebui pusă. Mai departe, eram la varianta cu ordonare.
La varianta cu ordonare, la fel la setări, am mai multe. De data aceasta am chiar 5 opțiuni. Aceea de a afișa întrebarea sau cerința, am văzut-o. Numerele opțiunilor, dacă vreau ca să-mi apară opțiunea 1, opțiunea 2, opțiunea 3 și așa mai departe, bifez această valoare. Dispunerea la fel poate să fie pe verticală sau pe orizontală. Dacă am de făcut o listă, de exemplu, atunci dispunerea e bine să fie pe verticală. Deci e chiar obligatoriu. Dacă vreau să recreez o frază, o propoziție, o frază, atunci dispunerea trebuie să fie pe orizontală. Și am posibilitatea de a dimensiona întrebarea, să-i dau o lățime minimă și o lățime maximă. Haideți să punem aici mai întâi cerința. Plasează numerele în ordine crescătoare. Este obligatoriu ca atunci când creăm întrebarea, ordinea să fie deja cea corectă. O să pun aici 2, aici o să pun 3, mai pun 4 și mai pun și 5. Sunt așezate în ordine crescătoare. Aceasta este varianta corectă. N-am umblat aici la setări. Dacă mergem la vizualizare, o să vedem că îmi dă numere într-o ordine aleatoare. Aici nu trebuie să bifez ca să-mi schimbe ordinea, asta o face obligatoriu. După care eu am posibilitatea să mut numerele. Iată, de exemplu, dacă l-am pus pe 5 aici, îmi indică faptul că el nu este pe poziția corectă, 3 și 4. 2, 3, 4, 5. Și în felul acesta am îndeplinit sarcina pe care am avut-o de îndeplinit. Dacă îi pun și numere pentru opțiuni, atunci o să văd aceste patru, numere 1, 2, 3, 4, ca să știu. Când sunt mai multe, s-ar putea ca la un moment dat să le încurc. Și este necesar să am o astfel de opțiune. Da? Dispunerea, haideți să vedem ce înseamnă dispunere orizontală. O să debifez numerele opțiunilor și să facem o dispunere pe orizontală. Vă spuneam că nu este pentru liste, este pentru cuvinte. Iată, am posibilitatea să așez pe orizontală cele patru elemente. Astea puteau să fie niște cuvinte și să formez cu ele o propoziție corectă. Bun. Noi facem o nouă duplicare. Avem întrebarea deschisă. E, la întrebarea deschisă, trebuie să vă spun de la început că este un tip de întrebare pe care eu, în general, nu-l recomand. Nu-l recomand de ce? El poate fi folosit fără doar și poate, doar că trebuie să fim foarte atenți la aspectul tehnic al problemei, aspect care este rezolvat mai ușor în zona aceasta de completare spații. Dar haideți să vedem întrebarea deschisă. Întrebările deschise sunt foarte necesare, sunt absolut obligatorii atunci când folosim întrebările într-un chestionar de tip sondaj. Fiindcă atunci cursantul poate, nu mai există noțiunea de corect la o întrebare de tip sondaj, ci poate să scrie, este chiar o întrebare deschisă, răspunde cum dorește. Dacă însă îi pun o întrebare într-un chestionar de învățare sau de evaluare, eu trebuie să mă asigur, ca profesor, că el nu are mai multe variante în care să-mi răspundă corect, ci una singură. Și când spun una singură, spun că este absolut necesar ca ce este scris aici să fie identic cu ce eu indic în chestionar ca și conținut corect, până la nivel de diacritice și de tip de
caracter. Dacă întreb, de exemplu, care este capitala României, eu pot să am un conținut inițial, adică ceva care să apară acolo. Aș putea să scriu, de exemplu, capitala, nu capitala, ci capitala României este și un spațiu, iar conținutul corect este București. Bun, ia să vedem ce scrie cursantul nostru. Care este capitala României? Capitala României este, și eu scriu, București. Nu-mi dă voie să trec mai departe, da? Nu-mi dă voie de ce? Fiindcă eu îl consider un răspuns greșit, fiindcă nu seamănă cu ce am scris eu mai devreme. Și atunci încep să mă gândesc, oare ce am greșit? Nu știu, trebuia oare să pun un punct? Nu, nu trebuia să pun un punct. Trebuia să scriu cu litere mari. Nu o să scriu că sigur nu aceasta este problema. Problema era legată de diacritice București. E, și tot nu mi-a dat corect. Oare ce am greșit aici? București. Ia să vedem. Am scris eu ceva greșit pe aici. Cred că de acolo, de la textul mai inițial era, ia să vedem. București, mi-a dat corect. Trebuie să verific, cred că avem undeva un spațiu în plus, da? Oricum, ideea este cea pe care am spus-o mai devreme. Avem posibilitatea să facem răspunsul insensibil la majuscule și insensibil la diacritice. Acest lucru este foarte util în multe situații, dar nu întotdeauna. Fiindcă dacă pun aici o întrebare de genul, nu știu, care este ideea principală din poezia lui Ceafărul? Elevul, cursantul începe îmi spune acolo răspunsul. Sau chiar o întrebare mai simplă, scrie principiul întâi al dinamicii. Dacă pun scrie primul principiu al dinamicii, probabilitatea ca el să-l scrie exact cum îl definesc eu aici, indiferent că fac sau nu apel la aceste diacritice, este aproape zero. Din acest motiv, aceste întrebări deschise nu sunt foarte des utilizate atunci când avem chestionare în scop de învățare sau în scop de evaluare. Ok, hai să mergem mai departe. O să facem o duplicare din nou. O să-l duplic pe acesta și o să-l mut mai în față. Avem evidențierea. La evidențiere avem posibilitatea de a încadra anumite elemente într-o mulțime comună sau în mai multe mulțimi comune. De exemplu, pot să spun, marchează cu galben fructele și cu albastru legumele. Iar aici trebuie să pun marcajele. Eu am deja un marcaj care este galben. Mai adaug încă unul, căruia pot să-i aleg ce culoare vreau eu. Știam că o să vină al doilea albastru și de aceea l-am lăsat ca atare. Pentru fiecare marcaj pot să introduc și un element de subliniere cu linie continuă întreruptă, punctată și așa mai departe. De exemplu, în cazul acesta, fiindcă am la cel galben, marcajul galben, sublinierea
cu linie continuă, las pe celălalt cu linie întreruptă și pot să-i pun și o etichetă, iar această etichetă este, bineînțeles, legată de mulțime. Aici am pus fructe. Iar din coace la albastru o să introduc de asemenea o etichetă. Legume. Iar aici unde mă pune să scriu textul, n-am decât să-mi pun lista. Mere, pere, roșii, castraveți și așa mai departe. Nu o să le pun acum pe toate. După ce am făcut lista, eu trebuie să văd fiecare element în ce mulțime este. Merele, de exemplu, observați că a apărut un buton în plus aici în meniul de text. Butonul marcaj este fruct. Pot să-i pun și feedback dacă vreau. Ce sunt perele? Perele sunt, evident, opa, să marchez fără virgula respectivă, este tot fruct. Ce sunt roșiile? Roșiile sunt legume, iar castraveții sunt de asemenea legume. O să mai pun aici și un alt cuvânt, geantă, de exemplu, care nu face parte din nicio astfel de mulțime. Am din nou setările posibile pentru chestionar. Haideți să vedem cum arată. Marchează cu galben fructele și cu albastru legumele. Acum, eu am cuvântul mere. Am posibilitatea să nu-i dau, să nu-l aloc la nicio mulțime. Să spun că este fruct sau că este legume. Dacă am pus legume, mi-a apărut semnul X, ceea ce înseamnă că am greșit. În momentul în care l-am făcut fruct, el este marcat cu verde. Observați că nu pot continua până nu finalizez, asta datorită faptului că sunt în modul învățare. Legume, de data aceasta am terminat și pot să merg mai departe. Și în sfârșit, ultimul tip de întrebare. Întrebarea cu completare de spații. Aici n-am plasat niciun marcaj. Haideți să o iau de la început ca să vedeți cam cum arată. O să șterg această întrebare. Suntem la întrebarea 1. Punem aici la sfârșit. Completare spații. Fiindcă este tot o întrebare din aceea cu sintaxă obligatorie, tot cu acolade 1 și 2. Acoladele de data aceasta indică niște spații în care cursantul trebuie să scrie. Trebuie să scrie ce anume, care este varianta corectă de răspuns. O să aduc întrebarea aceasta pe prima poziție ca să o putem vedea atunci când îi dăm previzualizare. Cerința este completează cu valorile corecte. O să iau de aici întrebarea. O să o folosesc tot pe aceasta ca să economisesc timp. Tot cu întrebările 1 și 2. Numai că aici o să mai pun
grade, ca să nu am descris decât valoarea. Varianta, opțiunea de răspuns aici, opțiunea corectă este 0. Opțiunea corectă este 100. În momentul în care mergem la vizualizare, trebuie să completăm. Temperatura de topire a gheții este, aici e clar că trebuie să pun doar valoarea, fiindcă mai am și unitatea de măsură după. Și temperatura de fierbere a apei este, iarăși, 100. Până nu scriu valorile respective, nu este bifat răspunsul ca fiind corect. Da? Iată, deci, cam cum arătau toate tipurile de întrebări. Le-am văzut pe toate în scop de învățare. Aici avem cele trei variante. Dacă am varianta sondaj, pentru varianta sondaj nu mai sunt utile toate tipurile de, chiar toate tipurile de întrebări. Acestea cu completare de spații, de exemplu, sunt mai puțin utile. Sunt foarte utile cele cu răspuns liber, dar și cele cu selectare din listă sau cu alegere multiplă, fiindcă îi dau mai multe opțiuni și el poate să aleagă. În schimb, când vorbim de cele cu evaluare, observați că numărul de opțiuni după aceea a crescut dintr-o dată. Dacă sunt în modul de învățare, am doar aceste opțiuni disponibile. Dacă sunt în mod de evaluare, am toate aceste opțiuni disponibile, fiindcă în modul de evaluare nu mai am informații decât în momentul în care am terminat de completat. Îi dau verificare și îmi spune că răspunsul este corect. Aici, dacă aleg ăsta fruct, ăsta legumă, restul le las necompletate, verific, îmi spune că răspunsul este greșit, fiindcă este incomplet. Care este capitala României? O să-i spun Bucu. București. București. Răspunsul este corect și așa mai departe. Și pot să trec la următoarea întrebare. Nu pot să trec de la o întrebare la alta până când nu am răspuns la una dintre întrebări. Pot să revin, însă, în momentul în care am revenit, răspunsul este cel pe care deja l-am predefinit. La sfârșit o să-mi spună la câte întrebări am răspuns corect. Acum este momentul să ne uităm un pic la aceste opțiuni pe care le avem. Putem să amestecăm întrebările, putem să păstrăm răspunsurile. Asta înseamnă că dacă ne uităm într-o lecție de mai multe ori pe un același calculator și am răspuns prima dată la întrebări, când ne vom uita a doua, a treia oară, întrebările respective vor rămâne cu răspunsurile pe care eu le-am dat la început, dacă bifez, bineînțeles, această opțiune. Putem să introducem barem. Asta înseamnă că nu o să treacă mai departe, resursa nu va fi considerată finalizată până când procentul de trecere nu atinge valoarea pe care noi o fixăm aici. Dacă lecția este într-o platformă de tip LMS compatibilă SCORM, atunci pot cu chestionarul respectiv să particip la scorul pe care îl obține cursantul în lecție, să numere fiecare item separat, pot să-i dau un număr limitat de încercări. Acum nu avea decât o singură încercare. Eu pot să-i spun să încerce de două, de trei ori, astfel încât să-l ajut să rezolve mai corect, mai bine, să învețe mai bine, să obțină un punctaj mai mare. Seară butonul de rezolvare, buton de repornire. Pot să modific toate etichetele acestea pe care le-am văzut pe ecran. Verifică, continuă, finalizează, nu răspunde la toate întrebările și așa mai departe. Toate aceste elemente ele se pot modifica. Dacă nu îmi place să scrie verifică, pot să-i spun, de exemplu, vezi ce ai făcut. Sau pot să-i pun acolo un simbol grafic care să facă acest lucru și să ascundă butonul de reîncercare dacă nu vreau să-l las să reîncerce.
Ok, cam acestea au fost elementele legate de întrebări. Interfața este nouă, dispunerea funcțiilor la unele dintre întrebări este nouă, însă întrebările în ansamblul lor nu au elemente de noutate. Bun. Haideți să vedem. Domnul Toma ne-a mai dat niște indicații aici în chat care sunt foarte, foarte corecte. Ce facem când avem, de exemplu, o listă la întrebarea cu tragere și plasare, de exemplu. Dacă la tragere și plasare aici am mai multe elemente. Nu neapărat într-o ordine, care nu sunt ordonate, atunci pot să pun toate elementele de acelea despărțite de virgulă între parantezele acolo, de 1, 2, 3, de exemplu. Scriu aici 1, 2, 3. Și în situația aceasta, orice aș plasa în poziția respectivă din 1, 2 sau 3 va fi considerat corect. Numai că, de data aceasta, eu ar trebui să scriu de 3 ori acest 1, 2, 3, adică să-l pun aici, să-l mai pun încă o dată aici, să-l mai pun încă o dată aici. Și obligatoriu trebuie să am, bineînțeles, și opțiunea 3. Iar aici, obligatoriu trebuie să am după aceea 4 și să-i dau și opțiunea 4. Și mi-a dispărut acel steculeț de alertă, acum totul este în regulă, da? De data aceasta, pentru acest tip de întrebare, nu mai contează pe care o pun 1, 2 sau 3 pe fiecare dintre poziții, pozițiile vor fi considerate corecte. Haideți să vedem foarte scurt și câteva întrebări puse în fișa de înscriere. Dacă rezultatele chestionarului se generează automat, da, rezultatul. Atunci când vorbim de modul evaluare, normal, el se generează automat. La sfârșit îmi spune ce procent din la ce procent din întrebări am răspuns corect. Problema este că pentru a vedea eu ca profesor ce au făcut toți elevii mei, ar trebui să am lecția pusă într-un sistem compatibil SCORM, într-un LMS SCORM, fiindcă altfel nu am posibilitatea ca eu, ca profesor, să ajung să văd ce s-a întâmplat acolo. O altă întrebare. Cum pot să creez gratuit lecții nelimitate în Livresc? Știți, gratuit și nelimitat intră cumva într-o contradicție așa de termeni. Limitările, într-adevăr, numărul de limitări pe care noi îl avem în varianta free a editorului este mic. Și în principiu, dumneavoastră puteți să faceți oricâte lecții. Aceste oricâte lecții, însă, pentru a putea face oricâte lecții, trebuie ca dumneavoastră să aveți grijă să vă păstrați proține la locul de muncă, adică în zona de organizator aici, pe măsură ce creați o lecție, să ștergeți ce ați făcut, fiindcă aveți limitat și numărul de proiecte și numărul și spațiul, volumul de memorie pe care îl aveți la dispoziție. Dacă asta nu vă deranjează, în principiu puteți să faceți oricâte lecții. Trebuie însă să știți că sunt destul de multe funcții deosebit de utile la care nu aveți acces în varianta free. Nu aveți acces, în primul rând, la partea de inteligență artificială și sunt destul de multe alte elemente utile, cum ar fi acel text-to-speech pe care nu l-aveți la dispoziție, partajarea și mai sunt și altele. Așa că puteți să creați. Faptul meu este să vă familiarizați cu platforma pe versiunea free și după aceea să
cereți de la școală. Sunt foarte multe școli care au achiziționat sau urmează să achiziționeze. Sunt multe care au achiziționat și profesorii nu știu încă, din păcate, că au achiziționat. Avem deja municipalități care au achiziționat pentru toate școlile din localitatea respectivă licențe livrezi, așa că aveți posibilitatea să lucrați. Dar dacă nu sunteți într-una în aceste situații, puteți să solicitați școlii să achiziționeze o licență, un abonament, fiindcă nu este deloc scump. Am o întrebare la care, din păcate, n-am timp să răspund. Este o întrebare care mie mi-a plăcut întotdeauna. Cum pot să folosesc livresc în activitatea didactică în nenumărate feluri? Livresc poate fi utilizat ca suport de predare. Este un instrument extraordinar de util în clasă pentru profesor. Îl puteți folosi pe tabla interactivă, îl puteți folosi cu un videoproiector, pe un televizor de dimensiune mare, fiindcă atunci când predați, sigur aveți nevoie, depinde, bineînțeles, și de disciplină, dar la mai toate discipline aveți nevoie de materiale suport, aveți nevoie de mici imagini, de filmulețe, poate de elemente de tip quiz cu care să antrenați elevii și așa mai departe. Sunt o serie întreagă de astfel de elemente care fac ora mai atractivă și pe care le puteți utiliza încă o dată ca suport de predare. Puteți folosi materialele ca suport de învățare. Elevii pot să aibă acces necondiționat la aceste resurse, nu trebuie să aibă cont, nu trebuie să se logheze nicăieri. Este foarte ușor ca să le dați un link și ei acasă să aibă toate materialele de care au nevoie, ca un soi de un al doilea manual digital, dacă doriți. Puteți să preluați din lecțiile care există deja în bibliotecă și dumneavoastră să le modificați, să le adaptați intereselor dumneavoastră sau pur și simplu să recomandați elevilor lecții care vă plac și care le sunt foarte utile. Cum devii membru? Asta știți că în momentul de față, când cineva te întreabă dacă vrei să devii membru, de cele mai multe ori îți cere și ceva în schimbul acestei opțiuni. Familia Livresc însă nu solicită nimic. Pentru a deveni membru al familiei Livresc, nici măcar nu este nevoie să aveți un cont pe Livresc. Este suficient să vă înscrieți la newsletterul nostru. E suficient să ne urmăriți pe Facebook pentru a vedea ce mai organizăm legat de această platformă. Am avut o întrebare, cum pot construi chestionare cu diferite tipuri de item? Am arătat deja lucrul acesta. Am, ca de obicei, destul de multe întrebări legate de certificatea de verințe, diplome de participare. Acesta nu este un curs. Vedeți, am pus numele de întâlnirea de marți cu Livresc, fiindcă noi vrem să fie mai mult așa, o discuție. Din păcate, este cam într-o singură direcție, unidirecțional, dar nu este neapărat un curs. Este o ocazie de a ne întâlni cu dumneavoastră și de a mai răspunde la niște întrebări. Și o ultimă întrebare, cum se păstrează proiectul? Nu, mai sunt, îmi cer scuze. Cum se păstrează proiectul? Păi nu trebuie să faceți dumneavoastră absolut nimic. În momentul în care vă apucați de lucrat un proiect, el rămâne acolo, fiindcă platforma fiind online, fiind toate informațiile sunt undeva în cloud, salvarea se face automat. Și atunci, în contul dumneavoastră, o să rămână proiectul respectiv. Deci nu trebuie să faceți absolut nimic pentru a păstra proiectul. Atâta timp cât aveți contul, în contul respectiv, în zona de organizator, veți găsi și proiectul pe care l-ați lucrat. Și mai am o întrebare tot tehnică. Cum scurtăm
un video în YouTube. Haideți să vă arăt repede că este foarte, foarte simplu. În această secțiune o să pun un material video. Material video pe care o să-l iau de pe canalul nostru de pe YouTube ca să vă arăt cu ocazia aceasta și ce avem aici. Avem 277 de videoclipuri. Avem un plan să mai modificăm tutorialele mai vechi. O să iau unul dintre acestea, îi copiez adresa, mă întorc în editor. Intru în modul de evaluare, schimb video de la adresă, aplică și am ajuns aici. În acest moment am un clip care are 53 de minute și 57 de secunde. În acest video, pe mine mă interesează să păstrez doar o parte și atunci o să definez un interval. Am posibilitatea să definez mai multe intervale, de exemplu, de la minutul 05 și 22 de secunde la minutul 06 și 12 secunde. Observați că, în acest moment, dimensiunea în timp a clipului nostru s-a redus la 50 de secunde, cele 50 de secunde aflate între cele două momente marcate. Și, în felul acesta, din cele 53 de minute sau câte erau, am rămas cu 50 de secunde. Pot să definesc mai multe astfel de intervale, definesc un al doilea interval, evident, eu trebuie să am grijă ca să existe o succesiune în timp, o ordine logică acestora, fiindcă altfel nu funcționează, dar în felul acesta pot să-mi selectez din materialul pe care îl găsesc pe YouTube doar acele elemente care mă interesează pe mine. Vă rog acum să-mi spuneți dacă aveți întrebări legate de subiectul pe care l-am prezentat sau, evident, de orice alt subiect legat de livrez. Nu e obligatoriu să vă pot răspunde, dar o să fac tot posibilul dacă nu știu răspunsul, mă documentez și vă informez. Și Dar aici trebuie, cer scuze, aici trebuie să salvăm undeva? Sau e destul doar să punem intervalul? puteți să mi-o puneți și vă răspund pe loc. Vă rog. Nu, am pus intervalul și trebuie să apăsăm vreun buton care să salveze sau automat să Nu. salveze. Aici nu este nevoie să salvați. Nu o să găsiți butoane de salvare în livresc, fiindcă orice acțiune pe care noastră o faceți se înregistrează și rămâne înregistrată. Aveți butoanele de anulare și de revenire dacă vreți să renunțați la o operațiune pe care ați făcut-o. Însă, după ce am selectat aici intervalul, eu mă întorc acum în secțiune. O să mut, ca să vedem previzualizarea, o să-l mut pe o poziție mai sus ca să vedem cum arată. Mă duc la vizualizare. Acesta este materialul video. 50 de secunde. Da? Nu a trebuit să salvez absolut nimic. Pot să-i dau drumul și colega mea o să Needs a lesson găsească that is interactive and engaging. ce Mulțumesc. a avut ea de spus acolo. Da? Deci nu trebuie să căutați butoane de salvare, fiindcă nu prea o să le găsiți. Încă o întrebare. Vă rog. Aici ați preluat un film de pe internet. Dacă am film pe CD, să spunem, Ok. cumpărat, pot să fac aceeași mecherie cu el? Da, nu e neapărat o șmecherie. Puteți să faceți. Adică pot să aduc filmul de pe DVD Puteți la să-l prima aduceți. Nu livresc este și absolut să-l... nicio problemă. Iată, atunci când schimbăm materialul video, am posibilitatea să-l iau de la Cu o adresă. adresă sau să-l iau de pe calculator. Dacă eu Aha. am pe calculator, pe CD-ul din calculator, Da. dacă am unitate de CD, eu mă duc la Răsfoiește, îmi Și îl deschid caut. aici lista cu ce am eu în Da. calculator și îl iau de acolo. Este un
pic mai delicat aici. De ce? Fiindcă trebuie să aveți grijă ca dimensiunea acelui material video să nu fie foarte mare. În momentul în care el este mai mare, apar două probleme. O problemă este că lecția se va încărca un pic mai greu, fiindcă, normal, e de dimensiune mai mare. Și doi, ocupați din spațiul pe care dumneavoastră l-aveți alocat în organizator. Da, ideea era că, de exemplu, vreau să iau dintr-un film de 50 de, într-un episod de la How the Universe Works. Vreau să Da. iau o bucățică care le arată lor ce mă interesează pe mine, de exemplu. Atunci când luați un film de pe calculator, aveți o opțiune în plus față de asta, ca să faceți economie de spațiu. Dacă iau un material video, nu știu pe unde am eu un material video pe aici, sper să-l găsesc pe undeva și cred că știu pe unde am. O secundă ca să vă arăt. Am niște filme livresc pe undeva pe aici. Totul este să nu fie foarte mare. O să-l iau pe ăsta. Sunt niște Da. filme mai vechi. Sper că nu e foarte. Nu, e 10,9 MB. E ok, da? Deci o să așteptăm un pic să-l Deci încarce. asta ar fi una dintre probleme, faptul că se încarcă, fiind mai mare, se încarcă greu. Și după aceea și lecția. Dar aici aveți o opțiune în plus. Aveți opțiunea de editare video. Iar la editare video, practic, dumneavoastră puteți să tăiați efectiv din materialul respectiv doar bucata care vă Care îmi interesează. trebuie. Știți exact între ce secunde și atunci micșorați foarte mult dimensiunea. Am Fiindcă înțeles. în Deci lecție. cealaltă nu taie, doar redă o bucățică. Asta Exact. taie. Acolo n-am cum să tai, fiindcă nu-l aveți pe calculator, este pe YouTube. Și iau de acolo doar o bucățică ce mă interesează pe mine. Ăsta fiind la mine în calculator, eu iau, tai, iau doar bucata asta din calculator. Da, am înțeles. Mulțumesc. Și în felul Mulțumesc. acesta micșorez destul de mult dimensiunea. Aici ar trebui să fie probabil sub un mega tot ce îmi rămâne la sfârșit, fiindcă am luat o bucățică foarte mică, doar câteva secunde din filmuleț. Trebuie să am un pic mai multă răbdare, fiindcă procesarea aceasta video E este una grea. care consumă timp mai mult și resurse. Dar în rest, nu e absolut nicio problemă. Mulțumesc mult! Cu plăcere. Alte întrebări, vă rog. Bună ziua! Aș dori să Bine. vă întreb și eu dacă am o lecție exportată în raftul meu și aș vrea să modific fișa de lucru care este salvată în lecția respectivă, cum pot? Bun. Haideți să vă arăt cum se procedează. Bun. O să mă duc în bibliotecă. Aici am raftul meu. Am niște materiale. O să iau pe asta că este ultimul, adică e cel mai în față, da? Am un material salvat în raftul meu și vreau să fac o modificare în respectivul material. Am două posibilități. Din punct de vedere tehnic, una este foarte simplă, una este cea mai complexă, însă depinde ce doresc. Fiindcă eu am posibilitatea, de exemplu, să șterg pur și simplu această lecție din raftul meu și să o export din nou pe cea modificată. Aceasta, dacă nu cumva am dat linkul către această lecție elevilor, de exemplu, și n-aș vrea să modific, vreau să păstrez linkul la care aveam pusă lecția. Deci, dacă nu mă interesează să păstrez linkul, șterg o lecție din bibliotecă, din raftul propriu, o reexport cu exact același nume, dar cu un conținut corectat. O să o văd în continuare, dar o să aibă un alt link. Dacă vreau să păstrez linkul, trebuie să fac ceea ce se numește suprascriere. Haideți să vă arăt foarte repede cum se face suprascrierea. Eu trebuie să mă duc în fericire, este aproape, este undeva aici proiectul. Fac modificările necesare în proiect, redeschid proiectul pe care îl am
în organizator, fac modificările necesare, după care îl export din nou. Îi dau să mi-l publice în bibliotecă. Confirm. Și o să vedem imediat că în raftul meu o să am două lecții cu exact același titlu. Sau dacă am modificat titlul, o să am una cu un titlu și una cu vechiul titlu și una cu noul titlu. Da? Iată. Cele două aparent sunt identice. Una dintre ele să presupunem că a fost modificată. Deci dacă intru aici, o să văd că aceasta este realizată pe 9 iulie, iar cealaltă este cea veche, care a fost realizată pe 19 iunie. E, acum vreau să o înlocuiesc pe prima, adică pe cea de aici, cu cea de-a doua. Cea de-a doua, dacă vă uitați la adresa pe care aceasta o are, este aceasta care se termină în C7, da? 9C7. Este importantă adresa. Cum fac suprascrierea? Mă duc la lecția veche, cea pe care vreau să o înlocuiesc, iar aici am un buton de suprascriere. Apăs butonul de suprascriere și el îmi dă aici tot ce găsește la mine. Am cam multe pe aici. Ele sunt puse aici în ordine calendaristică, în ordinea în care au fost realizate. Ultima este, nu știu dacă se vede partea de colțul din stânga jos al ecranului, este adresa C7, asta este. Îi dau alege și în acest moment el ia a doua lecție, cea corectată, și mi-o scrie peste prima. Deci, practic, îmi înlocuiește varianta veche cu varianta nouă. După ce a făcut acest lucru, a făcut suprascrierea, observați că îmi apare publicat pe 19 iunie, este data la care a fost publicată lecția inițială, și modificat pe 9 iulie. În felul acesta eu am controlul că la ora 19:39 lecția a fost corectată. Mă întorc în raftul meu. Este foarte indicat ca cea de-a doua lecție pe care am folosit-o pentru suprascriere să o șterg, fiindcă altfel rămân cu două instanțe identice ale aceleiași lecții. Aceasta este metoda de a face suprascriere, de a înlocui o lecție cu o variantă îmbunătățită. Mulțumesc. Cu plăcere! Alte întrebări, vă rog. Ok, dacă nu mai sunt și alte întrebări, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență în această seară. Vă urez zile bune în continuare, răcoare cât se poate și ne întâlnim săptămâna viitoare cu mine sau cu colega Raluca la o altă întâlnire de marți cu Livresc. O seară bună!